Alors. Pe unde trec? Uitați, dacă de aici este vizibilitate, acolo unde vine trenul. Colțul gardului Pancarda, din partea aia sunt tuvelele de spin. Deci chiar nu se vede nimic. Aici, vizibilitate în mâna dreaptă, aici ceva. Am înțeles că au mai fost accidente în zona asta. Nu este primul de așa natură. Doi morți acolo, tot la povestea asta, la trecerea de cale ferată. Nu este vizibilitate deloc. Uitați-vă, dacă dumneavoastră de aici cu mașina parcată, poți să vezi când vine motorul. Motoarele sunt verzi, culoare verde. Cine mai vede? Spini sau motorul de la cale ferată? Vedeți că zona e cu vizibilitate foarte proastă aici. Da, și nu se vede, uitați-vă. Da, se vede, se vede. E groaznic de proastă. Au fost mai multe accidente în zona. Da, și anul trecut, mortal. Mortal, eu am fost aici. Da. Anul trecut? La un metru fața mașinii, care eu am trecut cu mașina de la spatele meu, cu Ventor la roșu. Poți să se duce mașina voi în lungă încărcată, n-are cum. Eu trebuie să treacă. Eu l-am făcut stopul, normal că deci de unde numai bine. Am intervenit pentru
un accident rutier la calea ferată. Un autotren a fost lovit în partea din spate la semiremorcă de trenul Reșița Timișoara, chiar pe linia ferată, și în urma accidentului a rezultat avarierea semiremorcii, iar încărcătura, care consta în lemn, a fost împrăștiată pe aproximativ 30 de metri de la locul producerii accidentului. În urma accidentului au fost două victime din capul tractor, o victimă de sex masculin și una de sex feminin. În trenul Reșița-Timișoara n-a fost nicio victimă din cadrul călătorilor. Am intervenit pentru degajarea căii de acces pentru a putea fluidiza circulația pe drumul Berzovia-Fizeș. Numele meu este plutonier ajutant cu Binion. Foarte pe scurt, doar că a fost blocată linia de cea lovită asta. La trecerea de cale ferată de la Berzovia spre Fizeș a fost blocată circulația, deoarece trenul de Reșița Timișoara a lovit un autotren care era încărcat cu lemn. În urma acestuia au rezultat două victime, un accidentului și o victimă de sex feminin, una de sex masculin. Din rândul călătorilor nu au existat victime. Paguba a fost din partea autotrenului, care a fost avariat în partea din spate la semiremorcă, de unde s-au împrăștiat și lemnele pe aproximativ o zonă de 30 de metri. Am intervenit pentru a degaja calea de acces. Numele meu este plutonier ajutant cu Binion. Vezi că-ți pleacă ăla de la rutieră. E primul care apare în materialul pe după. Da. Păi dacă ziceai toate le-am albastre, acum mai se vede ok. Dau drumul. Da. Din primele verificări efectuate la fața locului, este vorba de un ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor și o remorcă, care la trecerea la nivel cu calea ferată semnalizată corespunzător nu a respectat semnificația indicatorului, moment în care a fost acroșat de un tren personal care circula din direcția Timișoara-Reșița. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a două persoane. De unde erau persoanele? Din Reșița. Din tren sau din... Din tren. Spuneți-ne, vă rog, circulația a fost îngreunată? Da, traficul a fost îngreunat, după aceea s-a fluidizat. Le luăm de aici, drumul județean. Spuneți-ne, a fost afectat traficul? Traficul a fost afectat aproximativ jumătate de oră pe DJ586 din cauza autotrenului implicat în accident. După aceea s-a restabilit traficul. Thank you.
trăit